Salutare toată lumea și bine ați revenit la un nou episod din seria mea de Minecraft. De data asta suntem aici alături de Alice și vreau să vă mulțumesc în primul și primul rând pentru că episodul trecut din seria asta o strâns peste 17.000 de like-uri, ceea ce e foarte incredibil, e un număr extrem de mare și am zis că dacă strângem peste 15.000, Alice o să vorbească, așa că de data asta Alice și-a cumpărat și ea microfon. Salut, Alice! Salut! Ce faci, Alice? Cum e viața? Cum e să poți vorbi? Mamă, e extrem de bine! Puteți să vedeți în sfârșit mitul că Alice ar fi orice youtuber sau orice băiat a fost demontat. Alice este o fată. Nu, Alice? Da. Ok, Alice e puțin mai timidă pentru că e primul ei episod pe care îl filmează cu vocea. Nu prea au vrut în trecut să mai filmeze cu vocea pentru că eu am mai insistat. Îți amintești, Alice, nu? Acum un an, când îți ziceam. Dar nu au vrut, au zis că nu-i place ei să facă așa ceva. Dar acum Alice are voce și Alice o să joace alături de noi și o să putem vorbi cu ea de fiecare dată. Da. Ok, deci în episodul de astăzi, pe lângă faptul că o să vrem să luăm niște pisici, o să vrem să explorăm și puțin deșertul. Pentru că foarte mulți dintre voi mi-ați zis în comentarii că deșertul ăsta de aici e mult mai mare decât credeam și s-ar putea să aibă și templu eventual, așa că o să mergem într-o expediție. Puteți să vedeți aici că Alice a prins o undiță cu lure 2, cu mending și unbreaking 3, care e genială. Și avem foarte mulți pești. O să-ți dau jumate din pești, Alice. Ok, Dante. Mersi. Perfect, nu e ca și cum tu i-ai prins pe toți, dar mă rog, vezi că ai uitat niște somon aici. Și mi-a zis lumea în comentarii că... ia somonul, uite-l aici. Nu-l vezi? Nu. What? Acum l-ai luat. Deci mi-a zis lumea în comentarii că nu poți să folosești peștele Nemo ca să prinzi pisica, știi? Sincer nu știam. Nici eu. Ai aflat acum, totul e bine și hai să mergem într-o expediție. O să ia probabil ceva lui Alice să se obișnuiască cu a vorbi, pentru că ea până acum tot ce făcea era să se miște. Cum era, Alice, să-ți miște așa capul și atât? Aoleu, super ciudat. Super ciudat, dar îți făceai bine treaba. Mersi, mersi. Cu plăcere. Și Alice o să, v-am zis, o să aibă emoții, așa că sper că înțelegeți și dacă episodul de astăzi strânge 10.000 de like-uri, o să postăm următorul episod. Nu, Alice? Da. Mamă, ce mișto e să-mi poți răspunde la întrebări, să nu mai fie nevoie de fiecare dată să, nu știu, aștept un răspuns din mână și din cap, știi? E chiar tare. Probabil mulți o să creadă că ți-ai schimbat vocea cu un program sau ceva, parcă văd acum în comentariile. Nu, mi-a schimbat vocea, asta e vocea mea. Da, știu, da. Nu o să creadă lumea. Lumea încă are impresia că Alice nu e o fată, dar na, am demontat acest mit deja. Hai să mergem. Acolo e satul, am impresia, uite că-l vedem. Dar înainte de toate vreau să găsim templul ăla, pentru că mulți mi-a zis că ar trebui să fie un templu, pentru că nu este un deșert atât de mare fără. Deci sper să-l găsim. Ai vrea să luăm oare și iepuri, să ducem acasă? Oare putem cu morcovi? Nici nu știu. Nu știu, posibil să putem, dar e cam greu să-i aducem acasă. Da, că sară ăștia țopăie în continuu pe aici. Mă cam enervează puțin cum țopăie ei și cum se camuflează în nisip, dar e ok, o să ne descurcăm, o să fie bine. Din câte știu, am explorat toată partea aia de deșert, deci partea asta de aici n-am explorat-o, așa că vreau să vedem dacă n-avem ceva interesant pe aici. Vreau să văd ce zici. Păi explorăm și găsim lucruri interesante, presupun. Da, presupun și eu că o să găsim ceva interesant, poate ceva mai bun decât o fântână, pentru că am găsit fântâni la viața mea multe prin deșert și nu mai îmi plac deja. Ok, oh, mare templu aici. Uite-te și tu. Mamă, hai să-l explorăm. Hai să-l explorăm, dar vezi că trebuie să ai grijă că s-ar putea să bubuie TNT-urile alea. Da, sunt TNT-uri acolo jos, o să le luăm și o să poate facem un prank la un moment dat. O să poate, hai că nu mă prank? O să-ți fac ție eu un prank, dar nu o să știi. Nu o să-ți dai seama, o să bubuie pe acolo casa puțin și o să zici, what? Ce s-a întâmplat? Și tu o repari, nu? Nu. O să te ocupi. Glumesc, o să o repar eu. Mă cunoști pe mine. Mamă, avem 4 chesturi aici. Știi ce n-am făcut? Ce? Nu am luat paturi și văd că se face noapte. Ok, hai să vedem ce avem în chesturi. Mamă, câte chestii avem, deci multe oase, o armură de cal, string, un golden apple, încă o armură de cal, feather falling 2, enchant. Îți vine să crezi? Nu, stai. Ok, hai că se deschid un pic mai greu chesturile. Smite 4 și încă 2 armuri de cal și curse of vanishing. Deci avem acum 4 armuri de cal. Nu știu dacă îți vine să crezi, că mie nu prea, sincer. O să iau repede tot TNT-ul de aici și hai să urcăm. Nu mai avem nimic de făcut în acest loc. Vorbește și tu mai mult, Alice, de ce nu vorbești? Ai emoții? Puțin. Puțin mai multe, dar e ok, o să treci peste la un moment dat. Cum ar fi viața fără emoții? Oribilă, nu? Extrem de oribilă. Ăsta e scopul vieții, să ai emoții. Așa mi-a zis Alice înainte să filmăm episodul. Și am avut nevoie de torțe sau ceva. Oare mai poate să fie un templu pe aici? Hai să mergem în partea asta, că din câte știu e un sat și în mesa acolo, știi? Dar cum facem? Dar cum facem cu dormitul, mă întreb? Nu știu, fugim și noi de mob. Fugim de mob, dar o să fie extrem de mulți mobi aici în deșert și o să se întunece foarte, foarte tare, dar sperăm că nu o să vină spre noi. Ok, sper să fii în spatele meu, să nu pleci. O să fiu, o să fiu. Ok, hai să vedem ce reușim să mai găsim pe aici. Mamă, deci uite-te câți iepuri sunt aici, efectiv sunt toți în același loc. Și ai observat și tu că în deșert efectiv sunt doar iepuri de culoarea nisipului? Nu ți se pare cam ciudat? Da, în păduri găsești și iepuri negri. Da, gen, oare ei se camuflează? Posibil. E super posibil, pentru că dacă te uiți aici sunt iepuri de culoarea nisipului, în păduri sunt iepuri de culoarea pământului, știi? Deci s-ar putea să funcționeze așa. Ok, o să mergem în partea asta. Dar din câte știu, hai mai bine să mergem la satul ăla unde știm că îți pisici. Că s-ar putea să nu fie aici, știi? Ai grijă că e o vrăjitoare. Ce urâtă e. E super urâtă. Alice e puțin răcită, nu o judecați. Dar o să-ți treacă, Alice, e ok. Ok, unde-i satul? Știi exact direcția oare? Cred că e aici. Fața. Ok, te aștept. Mamă, deci mi-a dat efectul ăla de poison witch-ul și îl mai am încă 20 de secunde și am 3 inimi. Cred că o să mă bag sub pământ. Asta o să fac, pentru că altfel o să mor sigur. Efectiv mai am o inimă. Eu deja am ajuns la sat. Ok, vin și eu, dar am o inimă, 2 inimi acum. Și încă 5 secunde poison. De ce am vrut eu să mă bat cu vârșitoarea, mă întreb? Nu știu, ți-am zis să fugim de mobi. Dar nu mai ascultat. Știi că atunci când văd o vrăjitoare îmi vine să o mor, nu știu, mă. Mamă, deci s-ar putea acum să fie mulți mobi aici. Oare în partea asta e satul? O să iau și niște floare de soare de asta. Îmi place mult și vreau să plantez pe acasă. Am gata, am găsit paturi. Ok, o să vin și eu dacă nu am greșit cumva direcția. Dar cred că aici e. Asta e templu de unde am venit. Am găsit cai alții. Dar n-am șa la mine, deci nu o să mă opresc. Ar trebui să venim odată și să luăm mai mulți cai, știi? Și putem înmulți cu morcov de aur, dacă nu mai știu. Da, de unde avem noi morcov de aur? Se pot face oare cu gold? Posibil. Încercăm. Încercăm, poate înmulțim să avem mai mulți. Ok, ăsta e biomul ăsta cu ciuperci. M-am cam pierdut. Ah, nu, nu, uite, cred că aici e. Ok, cred că e în fața mea, ok. Cred că e un pic de lag din când în când la server. Sper că nu o să cadă sau ceva. Nu cred. Nu cred nici eu. Și sper că nu. Mamă, deci efectiv vin zombie cu ward, așa câte 5. Zi-mi, te rog, ăsta-i satul. Ăsta-i satul, vin acum. Ajung în 2 minute și poate văd și niște pisici pe aici. Și caută și tu un pat. O să intru într-o casă. Deși le-am cam distrus la ăștia casa complet. Și tot satul, de fapt. Suntem puțin cam malefici. Da. Da, e ok. Nu contează. Hai, un pat rapid. Trebuie să dorm. What? Ce-i ăsta? Am luat un item nou pe care o să ne-l punem în casă la noi. Se numește Stone Cutter. Mamă, e din ăla cu care putem să facem stone, știi, orice fel de stone vrem. Efectiv nu mai găsesc case cu paturi. Mai God, stai puțin că vin și eu să caut. Nu, 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 am găsit. Rămâi acolo. Okay. M-am pus să dorm. Hai să se facă zi, că trebuie să prindem pisicile alea. Probabil o să ne chinuim cam mult, dar merită. Că după să avem mulți pești. Avem mulți pești, deci sper să vină la noi când văd câți pești avem. Da, să le găsim, asta e ideea, că e posibil să nu mai prea fie pe aici. Că le-am speriat ultima oară, dacă ți-amintești. Văd un posibil să fie la lac, cred. La lacul care? Aici, pe la lacul ăsta? Partea... nu mă țin în ce parte exact. Le găsim, trebuie să le auzim, eu unând. Oare ăsta îmi face ceva rău? O să-l las, nu o să-l omor, deși îmi vine să-l omor, pentru că o sunt malefic. Îmi vine să fac acum un râs de la malefic și să-l omor, dar nu, e o idee bună. Mamă, deci am 2 golden apple-uri, nu știu ce facem cu ele. O bucată mea m-am amintit unde erau. Unde? Partea asta. Ok, vin spre tine. Poate fugi departe când au văzut că nu le tratăm cu respect. Îți un creeper acolo în stânga, să nu bubuie. Cum? Hai că încerc eu să-l omor. Ok, gata, l-am omorât fără să bubuie. De ce nu le auzim? De ce nu mi-aună nimeni? Pss, 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 pss. Așa trebuie să faci. Din câte știu eu. Au fugit de aici. Aparent. Uite câți cai avem. De fapt, e unul singur, dar arată mișto. Deci văd pui, oi. Efectiv văd de toate, dar din câte știu eu, pisicile ar trebui să stea pe lângă sat, știi? Unde-s, mă? Uite aici! O pisică. Stai, 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 să nu te apropii cu... Hei. O vezi și tu pe asta? Ok. Trebuie să o prindem, trebuie să o luăm neapărat la noi, că nu mai pot să trăiesc fără o pisică acasă. Avem câine. Ce? Ce trebuie să stăm cu pești în mână și o să vină ea singură. Și ne apropiem încet cu shift-ul ca să nu o speriem. Bine, nu ne apropiem prea mult. Hai, nu fugi. Și tu ești aici? Da, te văd acolo. Poate mai găsim una între timp. Mamă, dar uite câți cai avem aici. Ar trebui să îi schimbăm poate pe a noștri, deși deja le-am dat nume, deci ar fi cam trist să-i lăsăm. Hai, pisico. Îți două, e una neagră. Unde? Aici, tot aici, tot aici, în față la mine. Ok, ok. Vine pisica, vine pisica, mă duc la aia neagră. A fugit. A fugit. Fuge și asta neagră, cred că nu trebuie să ne apropiem prea mult. Nu, gen, eu am dat un pește, dar a fugit. Ok, eu să mă apropiu de asta neagră. Pisica, pisica, pisica. Auzi ce sunete scot, tu auzi? O văd și pe asta neagră. Yes! Ai luat-o? Da. Oh my god, vreau să o văd imediat, dar stai că eu urmăresc pe asta neagră încă. E în pădure. Da, aici. Hai pisica cu mine. Vine, 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 vine. Aș vrea să sparg. Ce frumoasă e. O să sparg blocul ăsta, cred că o să se sperie rău. S-o speria rău. Hai, vino că nu o să te mai speriu. Doamne, ce mișto e asta neagră. Am păstă și eu. Sperie toți creeperii, jur. Hai, vino. Doamne, ce sunete scoate și un bebeluș, jur. Unde ești? Ești în copac. Mamă, cum ai reușit să o prinzi pe aia? Gen, am stat cu pești în mână și am lăsat-o să vină la mine. O să o las și eu pe asta, dacă o mai văd. Se uită la mine, se uită la mine. Unde-i pești? Stai că nu s-a apropiat încă. De ce fugi? N-ar trebui să mă mișc deloc, așa-i? E aici, printre copaci. Hai, vino, vino. Drăguțo, vino. Doamne, dar câte animale sunt pe aici. Găini, porci, oi, vaci, de toate. Uite-o cum fuge. Vreau să avem 2 pisici. Că s-a obsedat de pisici. Efectiv se duce la lac. Parcă văd că intră în lac și nu o să mai vedem vreodată. Sper că nu, totuși. Hai, mă. Nu mai mie una și vino la viitorul tău stăpân. Dar cât de aproape trebuie să fiu când să nu mă mai mișc? Atât de aproape încât să-i poți da pești. Și urmăresc doar cu shift-ul, nu? Mhm. Ești tu pe aici? Nu te văd pe tine. Stai. Hey, se uită la mine, se uită. Nu, de ce m-am mișcat un pic? Nu, gen, stai. Nu te duci despre ea. Și când vezi că se oprește, te oprești tu. Nu se mai oprește, că am speriat-o rău. Observ. Hai, vino. Ia, stai, oprește. Nu vreau să nu mai uit despre ea. Se uită la mine, se uită la mine. Așteaptă să vină la tine. Oare o să vină? Da, dacă ai pești în mână. Să nu mă mișc deloc, oare? Gen, nici să nu mișc mâna? Ba nu. Mai dă-te puțin în față, dar puțin. Mamă, ce sunete scoate! Vreau pisica, vino! Mamă, ce sunete face, n-ai idee! Și pisica ta oare face așa scomote? Posibil. Nu, de ce umblă pe apă? De ce a fugit? Mă uit iar la ea, se uită la mine. Te văd acolo. Du-te puțin spre ea. În apă? Nu știu dacă poți să-i dai pești în apă. Nu știu dacă se poate mișca aia în apă. Stai, că sunt apă lângă ea. Vino, drăguțo. Stau pești. Gata! Are și zgardă roșie. Mai ia toți pești din lume, vino. Deci acum o să mă urmărească? Oh my god, deci nu vine să cred că avem pisici. Păi, dar ai ridicat-o de acolo? Ok. Da, păi e în apă, nu pot să o pun să stea. Mamă, cum toarce, tu auzi? Ok, o ridic, hai să mergem acasă. Uite și ta, avem un tigru și o panteră neagră. Ok, cum ajungem acasă acum? Pe aici, cred. Nu, partea cealaltă, spre sat. Unde-i satul? În partea asta, cred. Ok, vin spre tine, în mod puțin. Cred, nu știu. De fapt, eu cred că acolo e. Unde? În partea aia, cred, dar nu știu, vin după tine. Uite, gen, știu că am venit prin pădurea asta și parcă venim din stânga. Doamne, câți cai avem aici. Și uite, avem și ciuperci de-astea, ar trebui să luăm, poate. Avem și așa, am prins eu când am pescuit. Încă una? Da. Și ai prins și name tag, am văzut. Dar cât ai pescuit așa ca idee? Nu știu, jumătate de oră? Gata, am ajuns. Doamne, unde e? Eu n-am ajuns. Unde ți-am arătat eu prima dată? Bun, vin spre partea aia. Sper că pisica asta să nu mă piardă. Dar nu cred, că ar trebui să fie mult mai rapidă decât mine. Da, văd satul. Mamă, nu pot să cred că avem două pisici. Trebuie să le numim, Max. O să le numim, dar trebuie să ne lase lumea sugestii că avem nevoie. Deci, Bobby, tu ai pus numele Eclair la calul tău. Da. Eu numele mișto, îmi place. Și mie. Și al meu e Maximus. Unii s-au supărat, au zis că nu-s numele potrivite. Unde ești? Ești în sat sau ai ajuns acasă? Te văd. Uite-te în spate. Ok, hai să mergem. Că tu ești mai bună cu orientarea, probabil, decât mine. Adevărat. Unde-i casa? În față. Ok. Bine, știam și eu asta, de fapt, dar mai bine să fiu sigur. Ne urmăresc pisicile? Da. Unde e pisica mea? Vine. De ce nu ai pus-o jos, nu? Nu. Trebuie să vin. Ok, hai să mergem. Da, uite-te aici, lângă tinea mea. Alice? Alice, pisica mea nu mai vine. Hai să mergem după ea înapoi. Unde e pisica mea? Era lângă tine, gen, când erai în sat. Și unde a dispărut? Poate mi-au prins-o villagerii ăștia că s-au răzbunat pe noi că le-am furat cai și tot. Nu cred. Unde-i? Deci a dispărut. What? Nu cred. Tu mai vezi? Nu. Ah, am găsit-o, am găsit-o, am găsit-o, am găsit-o. Okay. Vino! De ce stai aici în iarbă? Hai! Hai că-ți mai dau pește. I-am mai dat pește, ok, hai că o să vin acum că i-am mai dat pește. Repede că se face noapte, trebuie să ajungem acasă. Uite-te și tu, pisica mea abia vine, dar cred că o să se teleporteze. Dacă nu, ne întoarcem după aia. Dar trebuie să se teleporteze, nu? Da. Adică și pisica mea vine. Văd că ta vine așa, direct, fără probleme. A mea vrea să mai stea, aparent. Nu vrea să-și părăsească casa. Chiar nu vrea. E blestemul ei. Poate că e neagră. Aha. Nu, nu, nu. Asta cu pisicile negre e un mit. Știai că mega multe pisici negre nu sunt adoptate doar pentru că există mitul ăla cu pisicile negre? Oh my god, ce oribil. E chiar oribil. Nu mai credeți miturile astea, că sunt doar niște mituri. Și adoptați pisici negre. Eu nu văd pe a mea, na, eu sper să vină. Poate pentru că e neagră, se teleportează un pic mai greu, gen, poate e mai specială. Nu știu. Deci dacă nu vine o să plâng, jur. Și am bubuit eu din greșeală portalul pentru că a bubuit un creeper, în cazul în care vă întrebați. Ok, am ajuns acasă. Bobby, tu dormi în pat? Hai, repede. Hai, vino, vino în casă, că ar trebui să apară aici. Pisica mea. Pisica mea efectiv nu e aici. Nici a mea. A ta e acolo, hai, da, vino. Am văzut eu în spatele tău, hai. Repede, că mă pupă Bobby în somn. Hai, dormi. Okay. Mama, se pune în pat pisica. Oh my god. E prea drăguță. Oh, Bobby, ai o prietenă nouă. Dar unde e pisica mea? Hai să mergem după ea. Ne trebuia un... cum se numea? Oh, lesă dintre aia? Da, o lesă de aia, da. Nu știu. Trebuie să ai boluri dintre alea. Și n-avem. Dacă mai bubuie încă un creeper lângă casă, o să plâng. Nu s-a întâmplat nimic, e ok. Mă prefac că nu s-a întâmplat nimic. Nu e totul bine, dar unde e pisica mea? În sat, hai să mergem după ea. Pe bune, și cum o aducem? De ce nu vine? Poate nu-i place de mine. O, pata. E posibil. Vreau și iepuri la un moment dat, vreau să avem toate animalele existente. Oare o să găsim vreodată? Deci am mers eu pe aici prin spatele casei și vreau să zic că după îmi lași din asta, efectiv e un biome din ăla munte cu zăpadă, știi? Și uși pălari? Nu știu dacă că n-am văzut, dar e posibil să fie. Sau lame? Da, și lame am văzut pe undeva prin apropierea casei, dar nu mai știu exact pe unde. Și lamele, din câte știu, le putem pune costume de-alea. Cu covor, parcă puneai. Nu știu exact, probabil. Dacă zici tu. Deci pisica mea n-a venit. De ce? Pisica ta e în nărăvașă, Max. Nu te ascultă. Chiar nu. Uite pisica ta, vino. Unde? Unde aici, merge după tine. What? În sfârșit, hai vino. Hai. Ok, acum vrea să vină? Vine după tine, vine. Curios, poți să-i schimbi culoarea? De exemplu, zgârzii? Zgârzii, da. Da. Vreau să fac galbenă. Mamă, ce-mi place acum, zici că are un lanț de aur la gât. Pe bune, uite, se potrivește perfect cu ochii. Hai, vino! Doamne, deci pisica asta e incredibilă, pe bune. Hai că acum vine, cred că o să o ducem acasă în siguranță. Vine, dacă am încet. Super încet. Da, poate se teleportează de data asta. Ți-am zis, poate pisica neagră are ceva mai special. Și nu se teleportează. O să iau și niște dovleci de ăștia, că s-ar putea să avem nevoie. Să facem o fermă mică acasă, știi? Și cu ce ne ajută de dovlecii? Facem plăcintă. Sigur. Unde e pisica? A, uite-o. Ok, hai că se teleportează de data asta. Deci, da, de ce nu s-a teleportat din prima? Nu știu. Ce faci, iepure? Dăm niște carne. Oh my god, ce scomod, ce sunet. N-am auzit. Mai bine că nu l-ai auzit. Perfect. Oameni, ăștia la Minecraft sunt puțin cam cruzi, așa. Hai, vino. Uite că și pisica ta, n-ai lăsat-o să stea jos. Trebuie să-i pui o culoare la zgardă. O să-i pun albastru. Vreau. Tot albastru, ca la câine, e prea aceeași culoare, parcă, nu? Pun verde. Verde, nice. Lime, dacă avem. Ok, să sperăm că apar pisicile. A ta apare, deci a ta mereu apare. A mea e mai rapidă. Și a mea ce face? Unde s-a blocat? Uite aici, lângă portal. Hai, vino, o să mai dau pește dacă mai vii. Ia un pește. Putem să mulțim pisicile, Max. Putem? Cu ce? Cu pești? Da, vino. Vin, dar nu vrea să vină. S-a blocat în apă. Ok, gata, s-o teleportat. De ce stai jos? Ridică-te, hai. În sfârșit vine. Alice, e o zi bună. Vrei tu să ai două pisici? Poți să le ai tu, că eu am și un câine oricum. Ok. Hai, intră, uite-te. Și-o prins capul în ușă. Ok, gata, au venit. Ridică puțin. Așa. Dai pește și la asta. Ridică și pe ta. De ce nu merge? Acum. Oh my god! E cel mai drăguț pui de pisică pe care l-am văzut. De ce stau toate în pad? Oh my god, deci ăsta e cel mai cute episod pe care l-am făcut vreodată. Uite-te la asta mică. Și are scardă aceeași culoare, jur. Tu vezi că are o scardă micuță rău dacă te uiți? Oh my god. Ce drăguță. Prea drăguță. Deci vreau să ne ziceți în comentarii ce nume să le punem pisicilor. Acum că avem 3. Probabil nu o să avem mai multe 3, pentru că nici prea multe, nu cred că e ok, știi? Adică nu cred că vrem să avem doar pisici pe aici. Sau poate vrem? Ok, o să încheiem aici episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă o să strângem 10.000 de like-uri, o să mai facem unul și o să mai postăm unul. Eu am fost Max, de data asta Alice vorbește. Da, aparent vorbesc. Aparent vorbește și noi ne vedem data viitoare la un nou episod. Pa, pa! Pa, pa!